ultima perioadă am conștientizat foarte mult că suntem ușor de manipulat, știi? Prin tot ce se întâmplă, prin toate device-urile astea, suntem manipulați în mod inconștient, știi? Și am început să realizez puțin fenomenul ăsta. Și să-mi dau seama că are și părțile lui bune, dacă tot accesul ăsta la informație e un plus, da? Dar are și părțile lui negative, pentru că ne îndepărtează foarte mult de la noi înșine, știi? Nu ne mai întrebăm, nu mai să analizăm ce se petrece în interiorul nostru, care sunt problemele, de unde izvorăsc, de ce ne simțim într-un anumit fel, pentru că totul pleacă de aici, știi? Sunt niște lucruri care s-au înmagazinat, dar pe care noi nu le-am conștientizat, nu le-am trecut prin filtrul nostru, s-au depus acolo și le-am lăsat. Știi, și nu le mai băgăm în seamă. Și după aia revin la suprafață și întreb, dar de unde ești nervos? De unde ai frustrările astea? De unde, de unde, de unde? Pentru că trăim așa oarecum la suprafață, știi? Și nu ajungem în adâncul nostru. Și am conștientizat treaba asta și am început să stau, să fac plimbări lungi în care pot să-mi pun în ordine așa gândurile, știi, să-mi răspund la niște întrebări. Lași deoparte device-urile, da? Și... Da, știi ce bine? Deși devenise la un moment dat o extensie așa a mea, știi, nu prea, eram, parcă zici că era lipit cu superglue, nu lăsam din mână și încă am acest reflex, adică nu mă înțelege greșit, încă sunt cu el butonând de câte ori se poate. Dar uite, de exemplu, atunci când sunt în studio, vreau să-mi iau foaie și un pix și să scriu acolo, să nu mai stau tot timpul cu el în mână, știi? Să scap de dependența asta. Ce simți? Ce simt când te desparți de device-uri? Cum e să fii fără? E o despărțire așa light, mai nasolie, când ajungi să te desparți de oameni din cauza device-urilor, știi? Pentru că și neatenția asta și momentul în care ești prea prins, știi, să butonezi acolo, la un moment dat nu mai e o relație interumană. Totul se întâmplă așa, în spațiu virtual. Și se întâmplă rupturi. Și atunci e mai nasol, știi? Important e să conștientizezi și să-ți dai seama că e mai bine să schimbi două cuvinte cu omul față în față sau, hai să zicem, și la telefon, dar măcar să-l auzi, să-i auzi vocea, să-i auzi tonul. Eu nu suport în scris pentru că de multe ori interpretez greșit. Chiar mi se întâmplă să interpretez greșit un mesaj și zic, mamă, dar de ce mi-a răspuns așa? Că nu-ți dai seama de ton, nu-ți dai seama de expresia omului, nu-ți dai seama de foarte multe lucruri. Se pierd toate lucrurile astea, știi? Care sunt umane prin device-urile astea. Care, na, ne folosim cu toți. Ai pățit-o? Da. De foarte multe ori, de foarte, foarte multe ori. De fapt, ce se personal întâmplă? Care e neînțelegerea? Păi, neînțelegerea e simplă. Nu poți să redai niciodată un mesaj așa cum ți l-a spune eu acum, știi? Gen... să te întreb sau să zic nu știu, absolut orice, nu vine acum un exemplu în minte, nu poți să redai la fel printr-un mesaj sau, nu știu, pe WhatsApp, pe Insta Message, pe ce mai e, pe toate aplicațiile astea nu poți să redai cum redai în mod normal și să-ți dai seama de fapt ce a vrut să spună omul respectiv sau care a fost intenția lui, că poate a fost bine intenționat, dar tu îl înțelegi prost.